Andrei Antonescu a pus ochii pe Bordea și imediat ce s-a aflat de divorțul acestuia, jumătatea brunetă a trupei Andrei l-a atacat. Chiar la propriu, căci a vrut să pună mâna pe el și să-l facă de o cucerire. Numai că planurile nu i-au ieșit exact așa cum a vrut. Ei bine, surse apropiate din anturajul lui Cătălin Bordea dezvăluie că Andrei Antonescu a început să-i dea mesaje în toiul nopții să-i spună că îl susține în tot procesul dificil al despărțirii de Livia, încercând să-i fie alături. Desigur, planurile artistei erau altele dintr-un mesaj în altul, discuțiile dintre cei doi s-au transformat în flirturi de ore întregi toată noaptea. Conform acelorași surse, Bordea era tentat în primă fază de o aventură cu Antoniasca, dar a renunțat când a văzut că aceasta vorbește foarte urât de tatăl fetiței sale. Comediantul a considerat că este ceva în neregulă în momentul în care artista a început să-l denigreze pe Victor și s-a temut să o apuce cu ea pe alte căi. Bordeal ar fi spus apropiaților, extrem de deranjat de situația în sine, că se simte agasat de mesajele Andrei Antonescu, care insista din toate puterile să se lege ceva între ei. Mesajele pe care îi le trimite artista nu erau deloc unele banale, aceasta exprimându-și clar dorințele arzătoare în privința lui Bordea. Pe românește, voia din tot din adinsul o aventură de zile mari, după cum chiar Bordea a povestit în anturajele lui.